Ce semnificație are ziua de 9 mai? Zero. Hai, unul dintre voi, care vreți voi? Haide, spune tu. Ziua Europei. Ziua Europei, asta e una din semnificații, da. A doua semnificație, ziua de astăzi are trei semnificații, a doua. Ziua Independenței. Ziua Independenței, așa este. Când Mihail Cogălnicianu a declarat în 1877 independența României. Și a treia semnificație... Ziua eroilor, adică este vorba de ziua când s-a terminat cel de-al doilea război mondial. Da? Deci avem trei semnificații ale zilei de astăzi, 9 mai, pe care noi am sărbătorit-o prin depunerea de coroane de flori la monumentele eroilor din localitatea noastră. Da? Bine, mă bucur că ați fost alături de noi astăzi, într-o zi de sărbătoare, și vă mai așteptăm și cu alte ocazii să fim împreună, da? Bine. Adevărat am viat. Bine ați revenit în Comuna Gorgota. Iată că ne reîntâlnim într-o altă zi cu semnificație istorică, pe care ați și marcat alături de elevii din localitate. Așa este. Da. Așa este. Astăzi e o zi de mare sărbătoare pentru toți românii și inclusiv pentru locuitorii Comunei Gorgota. O zi pe care nu puteam să o lăsăm să treacă așa neobservată, fără să ne cinstim eroii, fără să ne cunoaștem istoria. Și pentru acest motiv, astăzi, în Comuna Gorgota, am depus împreună cu copiii de la școala gimnazială Potigrafu și școala Poinare Apostoli flori la monumentele eroilor din Comuna Gorgota, adică la monumentul eroilor din satul Gorgota, din cimitir, la monumentul eroilor din satul Fânari, monumentul eroilor din Crivina și cel din Poinare Apostoli. Într-adevăr, astăzi, 9 mai, este o zi cu triplă semnificație. Este ziua, sărbătorim astăzi ziua independenței. În 1877, Mihail Cogălnicianu a fost cel care a declarat în Parlamentul României independența statului român, o mândrie pentru noi românii. De atunci statul român a avut o altă dezvoltare și a fost privit altfel în rândul statelor europene. 9 mai 1945 este ziua când
s-a terminat cel de-al doilea război mondial. La Berlin, atunci armata germană a capitulat, încheiindu-se astfel unul dintre cele mai sângeroase războaie ale omenirii. 9 mai mai este și ziua Europei. Asta e, noi suntem în Uniunea Europeană și ne mândrim cu asta, iar astăzi este ziua când Franța a propus Germaniei alierea pentru a constitui ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană. De altfel, pentru că ați implicat și pe Levi în acțiunile de astăzi, cred că vă reține mai ușor ce semnificație are ziua de 9 mai. Sigur, întotdeauna trebuie reamintit tuturor semnificația acestor zile istorice. Trebuie să ne cinstim înaintașii și eroii, trebuie să ne cunoaștem istoria pentru a putea merge mai departe și a nu repeta greșelile care s-au făcut înaintea noastră. Și cred că în Golgota s-a respectat întotdeauna istoria. Foarte multe monumente aveți în localitate, în fiecare sat. Sigur, noi am căutat să cinstim eroii neamului și prin monumente și prin activitățile culturale pe care le-am desfășurat și le desfășurăm în fiecare an în Comuna Golgota. Da, pentru că tot v-am găsit la primărie astăzi, vreau să vă întreb și despre lucrările pe care le derulați, pentru că oamenii, sigur, sunt preocupați și de cultură, dar pe ei cel mai tare doare ce se întâmplă pe strada lor, ce se întâmplă în comună. Așa este, aveți dreptate. Oamenii trebuie să fie informați cu stadiul proiectelor din Comuna Golgota, pentru că pe lângă partea de cultură mai e și partea asta practică, partea de zi de zi, ceea ce se întâmplă în, pe strada fiecăruia, ce se va întâmpla în continuare de satisfacerea nevoilor cetățenilor Comunei Golgota pentru a avea o viață europeană. Pentru că asta e. Cel mai mult se întreabă ce se întâmplă cu lucrurile de canalizare. Așa este, așa cum am spus totdeauna, prioritatea numărul 1 în Comuna Golgota o reprezintă canalizarea, adică extinderea rețelei existente de canalizare. Pentru aceasta, noi am, așa cum am spus și reamintesc, avem două proiecte pentru extinderea rețelei de canalizare. Un proiect care este finanțat prin AFIR, este proiectul care este cel mai mare și care este în stadiu cel mai avansat. Acest proiect deja am discutat zilele trecute cu proiectantul, a fost încheiat proiectul tehnic. Urmează ca în săptămâna asta, mâine, cel târziu poimine, să mergem la AFIR Târgoviște, să depunem proiectul tehnic împreună cu toată documentația necesară, iar în maxim 2 săptămâni o să fim anunțați să mergem pentru semnarea contractului de finanțare. Începând de la semnarea contractului de finanțare, noi putem deja începe procedura de licitație pentru desemnarea firmei câștigătoare care o să execute această lucrare de extindere rețelei de canalizare în satele Poinare Apostol, Crivina și Fânari. Dacă totul va merge așa cum trebuie, concret, când veți putea demara lucrările? Concret, eu cred că în 2 luni, maxim 2 luni de zile, o să putem demara lucrările. E o investiție pe care și eu aștept foarte mult, pentru că ne dorim cu toții să avem toate facilitățile pentru a avea o viață cât mai bună și cât mai aproape de normele europene.
Avem, așa cum v-am spus, avem apă, avem gaze, mai rămas doar canalizarea. După ce am rezolvat problema canalizării, atunci putem merge la derularea următoarelor proiecte. Mai avem un proiect tot finanțat prin AFIR pentru asfaltarea drumurilor locale. Acest proiect are în lucru partea de proiect tehnic, urmând ca luna aceasta, pe la sfârșitul lunii, să mergem și cu acest proiect pentru modernizarea infrastructurii locale, să putem semna contractul de finanțare și să derulăm imediat și acest proiect. Pentru că o să fie asfaltate drumurile locale care nu sunt asfaltate din Comuna Gorgota, plus acele drumuri pe care se execută rețeaua de canalizare, unde o să fie turnat stratul 2 de asfalt. Pentru că după terminarea lucrărilor de canalizare, drumurile să arate în perfectă stare de folosință. Noi l-am gândit aceste proiecte să se deruleze unul după celălalt, pentru că nu avea sens să ne apucăm să asfaltăm și pe urmă să spargem pentru canalizare. De asta, eu știu, poate unii din locuitorii comunei nu mai sunt nerăbdători să poată beneficia de aceste proiecte, dar vreau să le spun că proiectele sunt în graficul normal și noi facem tot ceea ce depinde de noi ca ele să fie finalizate la timp și de o calitate foarte bună, pentru ca ei să poată beneficia cât mai repede de toate facilitățile acestea. Sunt proiecte care se derulează pe un termen mai lung. Da. În cât timp credeți că se vor și termina și lucrurile de canalizare și asfaltările? Eu preconizez ca la sfârșitul anului 2018 să terminăm toate aceste lucrări. E bine să le spunem oamenilor că lucrurile nu se pot face. Sigur, în mod sigur, nu se pot face. Vă dați seama că e vorba de 18 km de canalizare. Adică nu se pot face. Sunt stații de pompare care iar trebuiesc montate. Sunt multe lucrări care trebuiesc făcute. Lucrurile se fac cu pași, eu știu, siguri. Nu vreau să facem lucrurile decât într-o ordine firească a lor. În afara acestor proiecte de infrastructură, mai avem și alte proiecte care tot, până la urmă, tot de infrastructură sunt legate. Cele două sensuri giratorii de pe DN1, care sunt foarte mult așteptate de locuitorii din satul Potigrafu. Vreau să vă spun că am depus deja documentația pentru obținerea acordului Consiliului Județean pentru certificatul de urbanism. Urmează ca săptămâna viitoare, cel târziu, să avem acest acord, urmând să emitem certificatul de urbanism și să obținem avizele pentru construirea celor două sensuri giratorii. Așa cum am spus, cele două sensuri giratorii o să fie pe DN1, unul la intersecția drumului comunal 97, cel care merge pe lângă Balta Fânari și intersectează DN1 chiar în dreptul stației PECO de pe DN1, și celălalt drum, celălalt sens giratoriu, este la intersecția drumului local de la terenul de golf cu drumul cu DN1, adică la ieșirea din Potigrafu spre Ciolpani. Sunt poziționate cele două sensuri giratorii la ieșirea din localitate și au mai multe beneficii. Unul, că un beneficiu este acela că locuitorii care au casele pe DN1 pot să ajungă acasă în siguranță fără să încalce nicio regulă de circulație. Al doilea beneficiu este acela că traficul se mai liniștește un pic la intrarea în localitate, fiind atins în aceste sensuri giratorii, conducătorii auto sunt obligați practic să reducă viteza și atunci la intrarea în localitate
ori au o viteză mai redusă. În felul ăsta sperăm ca accidentele de pe acest tronson să fie în număr cât mai mic sau poate deloc. Asta ne dorim cu toții, să asigurăm cetățenilor Comunei Gorgota o siguranță cât mai bună. Și un al treilea beneficiu al acestor sensuri giratorii este că prin folosirea drumului comunal 97, care este în DN1, acest drum o să fie practic o șosea de centură a localității, iar traficul greu o să fie deviat pe acest drum prin afara localității, pentru ca oamenii să nu mai aibă probleme din cauza mașinilor de tonaj mare care circulă pe drumurile locale și drumurile județene din interiorul localității. Ce alte proiecte mai aveți în plan? Un alt proiect pe care vrem să-l demarăm cât mai repede este cel al construirii de trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei și podețe pentru intrarea în curți, acolo unde am terminat cu toate utilitățile, apă, gaze, canalizare. O să începem cu partea asta de amenajare a trotuarelor, adică o să fie în prima parte cuprins tronsonul de la intersecția drumului județean 101E cu DN1 până la biserica din Comuna Gorgota. Acest tronson o să fie și pe o parte și pe alta, o să fie construit trotuar, rigolele de scurgere a apei betonate și podețele pentru intrarea în curți, pentru ca aspectul Comunei Gorgota să fie cu totul altul. Am prevăzut și eu un refugiu pentru microbuzele care circulă pe în drumul județean 101E, acolo unde sunt stațiile de microbuz, să poată să aibă un loc de refugiu, să tragă pe dreapta ca circulația să nu fie îngreunată din cauza acestor stații de microbuz. În afară de asta, la școala de la Potigrafu am prevăzut și un loc de parcare în afara școlii, pentru a evita aglomerația care se formează acolo atât dimineața cât și la prânz, când părinții vin să-și ia copiii de la școală. Având locuri de parcare mai multe, atunci circulația o să fie cumva mult mai facilă și mai ușoară. Pentru că acum avem spațiu, da, avem spațiu, o să fie cumva acel canal betonat o să fie dalat cu biscuiți din ăștia carosabili ca spațiul de parcare să fie cât mai mare acolo în acea zonă. Mai avem mai multe proiecte. Un alt proiect la care eu țin foarte mult este un proiect de modernizare a școlii de la Potigrafu, proiect care a fost depus deocamdată la Ministerul Dezvoltării. Așteptăm un răspuns acum în luna mai. Știu că o să publice în Monitor Oficial proiectele care au fost alese pentru finanțare. Sperăm ca acest proiect să fie finanțat de Ministerul Dezvoltării și să începem cât mai repede și aceste lucrări de modernizare a școlii Potigrafu. Avem două proiecte depuse la AFIR pentru finanțare pe fonduri europene. Unul pentru construcția unei grădinițe cu program prelungit în satul Păinare Apostoli și unul pentru modernizarea căminului cultural de la Potigrafu, care vrem să-l transformăm într-o casă de cultură. Aceste două proiecte deocamdată așteptăm un răspuns din partea celor de la AFIR în ceea ce privește finanțarea lor și
așteptăm să vedem dacă totul o să fie în regulă. Anul viitor o să începem deja, o să demarăm deja și construcția acestor două obiective. Atunci, cu siguranță să ne mai întâlnim. Sigur, da. Mai avem, iar, da, o lucrare pe care am promis-o și tot timpul ne lovim de chestia asta, o piață agroalimentară în satul Potigrafu, pentru ca toți comercianții care își fac produsele pe marginea drumului DN1 să aibă un loc civilizat unde să își vândă produsele agricole și produsele de origine animală pe care le-au de comercializat. Și asta, suntem aici în căutarea unui teren adecvat pentru această piață. Suntem în discuții pentru a cumpăra un teren care să satisfacă toate nevoile acestui obiectiv de investiții. Din păcate trebuie să punem acum punct aceste emisiuni, nu mai avem spațiu, însă cu siguranță ne vom întâlni și ne vom mai povesti ce se întâmplă. Sigur, o să îi ținem la curent pe locuitorii Comunei Gorgota cu modul de derulare a tuturor proiectelor pe care ni le-am propus pentru anul acesta și pentru anii viitori. Mulțumesc și Doamne ajută să ducem la bun sfârșit tot ceea ce ne-am propus.